amintesc un pic, mergem să vorbim cu colega mea, Olga Popa, este la secția de poliție, acolo unde, atenție, a mers în urmă cu foarte puțin timp Oana Zăvoranu. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat. Să ia Olga, te rog. Ce? Bun găsit tuturor. Într-adevăr, în urmă cu foarte puțin timp, Oana Zăvoranu a ajuns aici la secția de poliție. Se pare că vedeta a venit aici la poliție pentru a depune o declarație împotriva unui medic estetician care a operat-o în urmă cu ceva timp. Dacă ne aducem aminte, la sfârșitul lunii aprilie, Oana Zăvoranu s-a operat pentru a șaptea oară. Ea și-a făcut o intervenție la sân, îi spunea atunci că este foarte mulțumită. Rămânem aici în fața secției de poliție, o clipă, să Olga, vedem că, și să aflăm de la Oana împotriva cui a depus plângerea. Da, e foarte important să precizăm, pentru că ultima dată ea s-a operat la un medic al cărui nume e destul de controversat. Sunt o mulțime de femei care s-au plâns de operațiile făcute de dânsul, nu însă și Oana Zăvoranu. Știm dacă a depus o plângere împotriva lui sau împotriva altui medic, sau poate că a fost chemată în această anchetă să depună o mărturie ceva, că asta nu mi-e clar. În acest moment nu știm împotriva cui depune Oana o plângere, știm doar că a venit să depună o declarație în cazul unui medic care a operat-o. Nu știm dacă este vorba despre acest medic despre care ai vorbit și sau tu, care a operat-o altul care ar fi operat-o înainte. Care, am înțeles. Are un nume foarte controversat în rândul vedetelor. Mulțumesc, Olga. Mai multe detalii aflați de la colegii mei de la Antena Stars mai târziu. Oricum, îi rog și eu pe cei din regie să încerce să sune pe Oana Zăvoranu. Poate aflăm chiar de la ea ce s-a întâmplat, de ce este acolo, de ce a făcut plângere și, foarte important, împotriva cui. Așa m-a spăriat.